Târgul de Paște este un eveniment cu tradiție în Sibiu. Anul trecut, din păcate, sibienii nu au avut parte de el, iar asta din cauza restricțiilor impuse din cauza pandemiei de coronavirus. Anul acesta însă, evenimentul poate fi organizat fiindcă toate măsurile restrictive au fost ridicate. Nu mai există limită de participanți, iar masca nu mai este nici ea obligatorie. Organizatorii târgului spun că acesta... Cozile care au blocat orașul miercuri seara au fost inutile. Șoferii panicați de zvonul că peste noapte prețul benzinei va crește la 11 lei pe litru au luat cu asalt pompele. Joi dimineața, nu doar că prețul nu a crescut, ci chiar a fost mai mic decât cel din ziua precedentă. După aglomerațiile de la benzinării și criza carburanților, pare să vină și criza făinii în județul Sibiu. În orașul Avric, de exemplu, rafturile din două supermarketuri din oraș au fost goale joi dimineața. A bătut vântul mai ales la raionul de făină. Locuitorii spun că se găsește din ce în ce mai greu, fiindcă au fost epuizate chiar și stocurile din depozite.